Continuând un pic clutter-ul, aseară am dat peste două parfumuri de care uitasem, vă spun sincer, da, am și astfel de parfumuri de care fizic am uitat. Mă întristează chestia asta un pic, că am ajuns exact la momentul ăla în care sunt parfumuri pe care habar n-aveam că le-am, dar m-am hotărât să schimb asta, așa că ăsta este un alt motiv pe care l-am descoperit pentru care fac acest mare declutter. Și parfumurile pe care le-am descoperit sunt două parfumuri pe care, discutând așa un pic cu fetița mea și pulverizându-le pe mine, ea din nou mi-a spus și ăsta este parfumul mami și ăsta este parfumul mami. Acestea sunt aceste două parfumuri și anume acest Tom Ford Velvet Orchid. Dacă, nu știu dacă se vede, mai am cam atât din el. Tom Ford Velvet Orchid este un parfum pe care cred că eu l-am luat în 2018. Este un parfum de 30 ml, l-am luat pe vremea aceea din Kendra, din Băneasa și, Doamne, ce mult mi-a plăcut parfumul ăsta, mi-a plăcut atât de mult și mi-am dat seama și de ce fetița mea zice că este parfumul mami, pentru că ăsta era unul dintre parfumurile pe care le purtam la vremea respectivă, când mă duceam la birou și pe aia lăsam dimineața la grădiniță și, mă rog, ne îmbrățișam. Uneori și plângea, ea plângea și eu o lăsam. Uneori o luam la birou cu mine, s-a întâmplat și chestia asta de câteva ori, de fapt de destul de multe ori. Și aseară ne-am reamintit noi despre acele momente când eu o luam cu mine la birou pentru că ea nu voia să rămână, fiindu-i dor de mine. Și în acele momente eu purtam în marea majoritate 4 parfumuri, purtam acest Tom Ford Velvet Orchid și îmi pare foarte rău că nu l-am mai purtat, deci o să continui să-l port în anumite ocazii pentru că am foarte puțin din el, nu vreau să-l recumpăr, dar vreau să-l țin în colecție, deci o să se ducă la raftul meu cu parfumuri pe care nu le voi da. Și un altul este un parfum care este aproape plin, este și ăsta un preferat de-al meu. Este acest parfum de la Oriflame, el se numește Enigma. Și ăsta are un ADN care se aseamănă un pic cu Alien, dar nu este exact cu atât de multă profunzime cum este Alien, dar Enigma de la Oriflame este unul dintre parfumurile care pe mine m-a acompaniat de-a lungul vieții de student, respectiv vieții de adult. Este, cred că a 5-a sau a 6-a oară când l-am cumpărat, nu mai țin minte. Este un parfum pe care prima dată l-am cumpărat când eram la facultate la Timișoara și de atunci îl tot port și îmi pare rău că am uitat de el, dar m-am bucurat când l-am redescoperit. Ăsta este aproape plin, deci am folosit foarte puțin din el, pentru că în momentul în care a început nebunia cu parfumurile la mine, ea era și înainte, dar nu-mi permiteam să-mi cumpăr atât de multe. Când am început să-mi permit să-mi cumpăr mai multe decât m-aș fi gândit vreodată, cumva ăsta s-a dus așa într-un cont de umbră, deși doar ce mi-l cumpărasem. Și din categoria parfumuri mami, pe lângă acestea două, mai este și Kenzo Jodamour. Kenzo Jodamour, pe care mi l-a făcut soacra mea cadou, este din Italia și din acela mai am foarte puțin, cred că cam atât, dar m-am bucurat că am o sticlă de 100 de mililitri și desigur mai era și Coco de la Chanel. Deci cam astea erau cele 4 parfumuri care mă însoțeau pe mine în viața mea de mamă care își duce copilul la grădiniță. Sunt destul de emoționată pentru că acea perioadă a fost deopotrivă una fericită, deopotrivă una stresantă, pentru că în cazul în care sunteți părinți, știți că este destul de greu să găsești o grădiniță bună, să te asiguri că copilul este îngrijit, să te asiguri că poți să și lucrezi. Din fericire, acum, privind viața, mi-am dat seama că m-am stresat destul de tare, însă la momentul respectiv astea erau situațiile și cred că, fără să vreau, i-am transmis fetiței anumite mirosuri din perioada aia și a vieții ei și a vieții mele, pe care ea le asociază cu mine, cu mami, cu emoția cu care te ține mama în brațe. Și da. Bun, sper că v-a plăcut acest video, lăsați-mi gândurile voastre în comentarii și ce să zic, vă mai țin la curent și cu alte vloguri pe care o să le fac referitoare la declutter-ul masiv pe care o să-l fac, pregătesc încă un giveaway, și apropo,
Cred că voi mai aștepta astăzi și dacă persoana care a câștigat unul dintre parfumuri nu va scrie, voi face din nou extragerea, pentru că până acum am fost contactată doar de către una dintre câștigătoare, deci unul dintre parfumuri este încă în joc, ca să zic așa. Dar după ce termin cu acest giveaway, o să urmeze încă unul, o să vă țin la curent în următorul meu video cu și despre asta. Bun, cam atât pentru astăzi. Aștept gândurile voastre în comentarii. A, și apropo, dacă vreți să-mi cumpărați o cafea, aveți un link în descriere, puteți să-mi faceți o donație ca eu să-mi cumpăr o cafea. Acum, concret, nu aș putea să beau cafea pentru că am niște mici probleme de sănătate care mă împiedică și trebuie să am o dietă un pic mai echilibrată și trebuie să exclud un pic cafeaua, dar abia aștept să pot să vreau o cafea bună. Bun, pa, pa!